de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, oameni buni! Emisiune pe știri din Neamț, Mesagerul din Neamț, în direct, la o zi după numărul 500. Încercăm să fim, ca de obicei, alături de dumneavoastră cu emisiuni care să fie cât de cât atractive și utile. În acest moment, pentru că este vineri, suntem anunțați despre un accident rutier în comuna Bâra de ieri. Așa. În momentul acesta închidem telefonul. Deci, este vineri și cum ați aflat deja de săptămâna trecută, primăria are un reprezentant în emisiune. Este vorba despre cel mai autorizat reprezentant al primăriei, primarul Andrei Carabelea. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit și dați-mi voie să ciocnesc o ceașcă de cafea în cinstea Mesagerului. La mulți ani și multe ediții mii reușite și care să informeze publicul așa cum trebuie. Mulțumim. Felicitări pentru munca de până acum și mulți ani înainte. Mulțumim, domnul primar. Sănătoși. Noi, ce să spunem, așteptăm numărul următor de ziar, știți? Așa, și după aia vedem. Ne mai fericită cineva, nu ne mai fericită. În general, ne-am obișnuit cu de toate. Domnul primar, haideți să reluăm discuția de unde am rămas data trecută. Atunci au venit foarte multe întrebări. O să vedem dacă avem timp pe finalul emisiunii să răspundem. Dacă nu, așa cum am mai spus, facem o emisiune pentru sesiune de întrebări și răspunsuri. Dar haideți să discutăm niște lucruri concrete. Nu o să vă întreb despre parcări, că ați lămurit discuțiile probabil despre parcări. Nu o să vă întreb nici despre mărirea tarifurilor, că probabil s-au lămurit și astea. În schimb, o să vă întreb despre ceva ce de obicei nu se discută în perioada asta și este de maximă importanță. De exemplu, s-au terminat examenele în școli și în școlile din Piatra Neamț, teoretic acum în perioada aceasta, ar trebui să fie activitate de pregătire pentru noul an școlar. Ca să o faci, această activitate, ai nevoie de ceea ce spun românii noștri plecați prin altă părți, money. Dar nu-i numai nevoie de bani, e nevoie și de bună gospodărire. În momentul acesta, la nivelul primăriei, aveți vreo situație cu cerințe concrete din partea școlilor? Avem cerințe din partea școlilor. Ele sunt inventariate de colegii din primărie. Săptămâna aceasta, marți, am avut o întâlnire cu directorii tuturor școlilor din Piatra Neamț, gândindu-mă că vom reuși să avem o discuție eficientă în care să lămurim care sunt urgențele și care este stadiul lucrărilor în fiecare școală în parte, care este nivelul de pregătire a noului an școlar. O discuție de două ore ne-am dat seama că nu ne-a fost suficientă și atunci am considerat că, cu toată dorința de a economisi timp, este necesar să aloc timp pentru a face vizite în fiecare școală în parte, să văd exact la fața locului care sunt lucrările de maximă urgență, care sunt prioritățile și care este nivelul de pregătire pentru fiecare școală în parte. De asemenea, la întâlnirea de marți am invitat și niște reprezentanți ai asociațiilor sportive din Piatra Neamț, pentru că sunt ani buni de când se încearcă o utilizare eficientă a terenurilor de sport și a spațiilor destinate sălilor de sport, o utilizare atât care să depășească perioada de activitate școlară, perioada orelor de curs. Adică, în afara orelor de curs, terenurile de sport să le deschidem către publicul larg pentru a încuraja activitățile sportive, sportul de masă, și sălile de sport să le închiriem în vederea asociațiilor sportive, în vederea pregătirii sportivilor. Înțelegeam, am mai avut mai multe întâlniri pe parcursul acestui an cu reprezentanții asociațiilor sportive
Și am încercat să deblocăm tot acest proces fixând tarife pentru închirierea sălilor de sport, proceduri. Acestea nu au funcționat și am înțeles și de ce nu au funcționat și această întâlnire de marți m-a ajutat să văd că până la urmă e bine să asculți întotdeauna și cealaltă parte. Pentru că, evident, eu am deplină încredere în felul în care mare parte a cluburilor sportive utilizează bunuri ale comunității, cum sunt sălile de sport. Dar au existat și cazuri în care acest comportament nu era pe deplin responsabil și se aduceau diverse, se întâmplau situații care forțau directorii să investească pentru domnul a repara director, norma. Domnul primar, haideți spuneți-o direct. Deci, nu foloseau bunurile... Nu, distrugeau bunurile primăriei și ale școlilor. Deci, haideți să nu mai... eu știu că dumneavoastră încercați... Vreau să fiu diplomat, că nu, așa... Deci, cel care sparge o bancă de sport într-o sală sau rupe un panou de basket, ăla nu este diplomat. Degeaba îi spuneți dumneavoastră cu diplomație. Nu, ăla trebuie să-i spui direct. Și aveți dreptate, așa este. Pe de altă parte... Mai este o poveste. Da. Pe de altă parte, mai este o poveste. Numai să ne uităm la ce s-a întâmplat ieri la meciurile de fotbal din niște echipe românești cu nume, chiar și Sepsi are nume, au luat bătaie la fotbal de la niște albanezi, niște cazari și sloveni. De ce? Pentru că în echipele românești, cu excepția uneia care deja are un baci acolo la conducere și nu discutăm despre ea, jucau mai mult niște fotbaliști străini aduși de pe unde, la niște vârste. Noi nu mai avem sport de masă în România, nici în Piatra Neamț. Pe vremuri s-a construit sala aia de sport, pe care acum o gestionați dumneavoastră, da? Primăria. La vremea aceea erau 5-6 echipe care se făceau performanță. Acum, așa, discret și cu multă pasiune, îl avem pe profesorul Dan Valentin, da, și cu echipa lui, care a reușit să intre în divizie. Da? Nu mai avem. De ce? Pentru că, și aici este o problemă, liceele sportive nu-și mai fac treaba. Că n-au posibilități, n-au bani, n-au o sală de sport, domnul primar. Asta sala de sport care stă acolo și se degradează pe zi ce trece. Și atunci, până n-o să avem un plan local foarte clar și foarte bine stabilit, vom face lucrurile astea. Îi ducem, îi controlăm, stăm de vorbă cu ei. Eu i-aș întreba pe cei de la aceste asociații, bă, dar voi, în ultima perioadă, ce ați produs pentru sportul nemțean? Bun. Ca să facem această gândire, trebuie să ne gândim și care a fost sprijinul real pe care l-au primit. Corect. Și adevărul corect este că au cam fost lăsați singure și nu prea au fost ajutați. Acum trebuie să ne uităm ce putem face astăzi ca aceste asociații sportive să reușească să-și lărgească baza de recrutare, adică să stimulăm sportul de masă și de acolo să identificăm talentele de la nivelul orașului și aceste asociații sportive să primească și acces sau facilitarea accesului în anumite baze de pregătire. Neavând o ofertă foarte generoasă în momentul de față în municipiul Piatra Neamț, trebuie să recunoaștem acest lucru, trebuie să vedem care sunt acele zone unde se poate face sport, unde sportivii se pot antrena și pe timp de vară și pe timp de iarnă și în ce condiții. În momentul de față, o soluție mai la îndemână ar fi aceste săli de sport. Am înțeles punctul de vedere al asociațiilor sportive, care nu se simt prea ajutate de tariful fixat printr-o hotărâre de Consiliul Local pe care am inițiat-o chiar eu la începutul acestui an. Am propus acel tarif tocmai pentru că noi nu trebuie să facem concurență
activităților în domeniu, activităților private în domeniu. Și nu putem să venim cu un tarif mult mai jos în fața, care să facă cumva o concurență necinstită față de acești antreprenori. De aceea am stabilit acest tarif și le-am și explicat domnilor de la asociațiile și domnilor de la asociațiile sportive. Însă, având în vedere că totuși aceste asociații sunt cele care realizează performanța sau sunt actorii care pot aduce performanță sportivă la Piatra Neamț, consider că putem ajusta acest preț în favoarea acestor asociații sportive care au până la urmă și acest rezultat de utilitate publică în definitiv. Și mi-am asumat că până la finalul lunii august vom găsi o variantă de optimizare a acestui tarif în beneficiul acestor asociații sportive. Pe de altă parte, trebuie să gândim o procedură foarte clară prin care aceste asociații sportive își asumă responsabilitatea completă asupra supravegherii sportivilor. Orice deteriorare a bunului public, orice eventual accident, nu cade în răspunderea directorilor, pentru că este o hotărâre de Consiliul Local din 2018 care pune în dificultate directorii tocmai pentru că ei trebuie să asigure supravegherea medicală și supravegherea... Da, hotărârile de Consiliul Local se pot schimba pentru că de astea sunt niște hotărâri de Consiliul Local, mai ales că noi suntem obișnuiți să vedem câte un proiect de hotărâre care spune se schimbă hotărârea cu tare cu cutare. Uh-huh. Bine, de multe ori se uită despre ce e vorba, dar aici chiar mi se pare de bun simț să nu pun în cârca directorului ceva ce nu poate controla. Dar nu este suficientă această modificare. Pentru că dacă nu reglementezi foarte bine cum se va face această supraveghere, cum asiguri accesul, care este intervalul, cum limitezi accesul, pentru că trebuie să asigurăm și noi nu putem să obligăm școlile să aibă pe cineva disponibil tot timpul pentru a asigura accesul. Bun. Haideți să ne întoarcem. Cu cluburile sportive este o întreagă poveste. Eu înțeleg să fie ajutate și întotdeauna am militat pentru sport și să fie ajutat sport, dar în același timp, dacă ele sunt ajutate, nu mi se pare corect, de exemplu, la un club sportiv, nu dau domeniu, să cer gratuități sau să cer tarife mai mici, iar în paralel să încasez bani de la membrii clubului pentru că trebuie să plătesc chiriile mărite ale primăriei. Adică sunt niște lucruri care ar trebui până la urmă discutate cu cărțile pe față. Dar aici avem timp să le discutăm. Cu școlile. Deci am înțeles că vă preocupă această problemă cu școlile. Pe mine mă preocupă să știu cum banii primăriei sunt cheltuiți cu folos, dacă sunt cheltuiți, sau sunt doar decontați de școli. Pentru că marți... Sper că ați înțeles nuanța. Am înțeles nuanța. Nu vreau să vă amăgesc că am astăzi o soluție foarte clară pentru acest lucru, dar am această orientare. Și tocmai de asta am ales, văzând care sunt problemele ridicate de domnii directori marți, mi-am dat seama că nu este eficient ca fiecare școală să înșire lunga listă de probleme pe în care... În general de investiții. De investiții sau reparații. Da, investiții, reparații. Da. Pentru celelalte lucruri curente, de obicei, nu se fac situații. Da, asta o discutăm altă dată. Acum vorbim despre investițiile și reparațiile necesare pentru pregătirea anului școlar. Cam cât vor bani, așa, per total, la nivelul municipiului? Cam câți bani? Da, cam câți bani cer directorii? O să vă zic cât putem aloca, 1.000.000 de lei. Discuția, așa cum începuse ea marți, riscam să nu acoperim nici o treime, poate, din școlile din oraș, dacă am fi rămas doar așa la o discuție într-o sală în care fiecare director să spună care sunt problemele, urgențele și care e nevoia de reparații în fiecare școală în parte. De aceea am ales să merg împreună cu colegi din primărie pentru a inventaria la fața locului aceste probleme, a vedea la fața locului cum arată sălile de clasă, cum arată terenurile de sport, cum arată
gardurile, știu toate celelalte necesități. Și de asemenea, una dintre temele pe care le voi aborda este să, tocmai pentru a încuraja și a avea grijă și de elevi pe perioada desfășurării orelor de sport, dar și de cetățenii dornici de mișcare, să reabilităm terenurile de sport degradate de la nivel de municipiu, începând cu 10 cele mai afectate sau 10 terenuri de sport care sunt, se află într-o zonă mai cu vad mai bun, ca să zicem așa, din punctul ăsta de vedere. Și o altă temă pe care am lansat-o acum, în fiecare an băgăm prea mulți bani în reparații. Aproximativ 5 milioane de lei, dacă nu mă înșel, alocăm anul acesta pentru reabilitări de acoperișuri, pentru fațade, pentru garduri, pentru săli de clasă, pentru instalație termică, sanitară, o sugestie, când vine electrică. Cineva cu o reabilitare de acoperiș sau un gard, rugați-l să vă spună și când s-a făcut ultima reabilitare de acoperiș sau de gard la aceeași școală. Vă întrebați pe cei din primărie dacă cumva s-au și plătit asemenea lucruri. Ca să mai faceți economie. Sunt așa ca picături foarte, foarte rece într-un duș care rece aproape continuu. Dar sunt binevenite și adesea... Poate n-ar fi rău să faceți ca lucrurile astea să se rezolve pe proiecte de către școli. Am făcut apel la următoarea și cred că gândirea este duce în aceeași direcție până la urmă. Băgăm prea mulți bani în reparații, în peticeli, care sunt ineficiente, sunt complet ineficiente, pentru că întreținem un sistem, o rețea școlară învechită, care nu îndrăznește niciodată să facă pasul înainte către ceva. Am un singur amendament. Sunt foarte eficiente pentru unii. Bine. Sunt ineficiente pentru bunul mers al orașului și al cheltuielilor orașului, dar în rest sunt foarte eficiente, vă garantez. Bun. Și vreau ca, începând de anul viitor, să avem o strategie în care cel puțin jumătate din banii pe care anul acesta îi cheltuim pentru reparații să meargă pentru o școală complet nouă. Anul acesta voi căuta, nu știu, de unde nu s-au cheltuit bani. La rectificare voi încerca să adun bani pentru proiectarea unei școli complet noi. La unde avem nevoie de o școală nouă? Că asta, acum ar trebui discutat lucrul ăsta. De ce? Pentru că o școală nouă presupune o nevoie socială într-o anumită zonă. Eu în momentul ăsta nu-mi dau seama, dar poate... Deci, facem o școală nouă în locul unei vechi? Sau facem... Absolut. Adică da, o dăm jos. În sensul acesta. Trebuie regândită rețeaua școlară. În momentul de față, din punctul meu de vedere, și asta este o discuție pe care cu siguranță o avea cu domnul inspector general, din punctul meu de vedere, suntem în situația în care, având în vedere scăderea populației școlare în ultimii ani, cred că pentru a reuși să facem și această economie și să fim mai eficienți puțin gândind viitorul educației în Piatra Neamț, trebuie să facem o resistematizare a rețelei școlare. Poate chiar să comasăm două școli într-una și apoi să venim cu o școală gândită într-un concept modern, cu laboratoare, cu... utilizarea tehnologiilor inteligente de azi, cu laboratoare virtuale și așa mai departe. Și de ce nu? Poate chiar o școală modulară, care în funcție de evoluția populației școlare, pentru că în momentul de față dinamica este una negativă. Dar făcând o investiție cu cap și făcând din Piatra Neamț un oraș care să transmită încrederea unei educații sănătoase pentru copii, această dinamică se va schimba, pentru că astăzi oamenii se relochează cu mare ușurință și, în general, familiile tinere, de exemplu, aleg să se orienteze către orașe care oferă condiții de calitate a vieții ridicate, iar noi avem acest context natural pe care putem să-l valorificăm mult mai bine. Este singurul lucru pe care îl oferim în momentul acesta. Este foarte important, pentru că de aici asta este esența pe care putem să o valorificăm mai bine. Și vă asigur că aceasta este direcția pe care o avem. Ei, o școală complet nouă
dă mult mai multă credibilitate unui sistem educațional. Și îmi aduc aminte, și acesta este un argument foarte puternic, școala de la Ciugod, care este în momentul de față cea mai modernă școală din România. Și a fost o decizie curajoasă a primarului de la Ciugod acum câțiva ani, văzând că scade populația comunității și că nu mai vin copiii la școală în Ciugod, ci merg la Alba Iulia, a decis să desfințeze două școli în două sate, a asigurat transport școlar și a înființat o școală ultramodernă, cea mai modernă școală din România. Și acum toți copiii din Ciugod învață la școala aceea și sunt unii părinți care lucrează în Ciugod, din Alba Iulia, de exemplu, și vor să-și aducă copiii acolo. Da, este corect ce spuneți, că acolo s-a făcut, numai că vorbim despre o localitate în care în momentul acesta, cum să vă spun eu, ei lucrează la detalii. Știți că ei acum lucrează... 20 de ani erau cam în aceeași situație, deci comparativ, proporțional. Ei lucrează la detalii. Nu uităm, sunt în Cluj, în județul Cluj. Alba. Mă rog, în Alba, scuzați-mă. În Alba, un județ în care, dăm exemplu, Alba Iulia, cu o populație un pic mai mică decât Piatra Neamțu, are o absorpție de fonduri europene net superioară, dar nu discutăm de absorpție, discutăm de eficiența acestei absorpții pentru oraș. Deci acolo se și vede că cu banii europeni s-a produs ceva și se aduc bani. Pentru că acolo, au stat și au gândit înainte de a suna pe fixul din interior la direcția de proiecte, spune, până poi mâine trebuie să depunem 7 proiecte, nu contează cum sunt, le depunem. De ce? Că trebuie să anunțăm 7 proiecte cu 2% cofinanțare și cheltuim noi 90 de milioane de euro. Că vine campania. Anul trecut au fost absorbiți cei mai mulți bani la bugetul local, până anul trecut, evident, 2 milioane de lei. Anul acesta avem peste 3 milioane de lei absorbiți până în luna iunie. Și asta, în momentul în care am început să avem bugetul, am luat și următoarea decizie. Nu mai mergem pe cereri de plată, pentru că asta întârzie lucrările. Mai ales în condițiile acestea globale ale creșterii prețurilor la materii prime, blocăm constructorii timp de până revin banii pe cereri de plată. În mod normal, cererile de plată se contează undeva la 30 de zile, dar ajung și la 60 de zile. Asta înseamnă că uneori lucrările ajung și la întârzieri de 3 luni, pentru că nu mai au oamenii bani să comande, antreprenorii bani, firmele de construcții care sunt contractate pe proiectele respective, nu mai au bani să țină oamenii la treabă sau să achiziționeze materii prime. Și asta duce la întârzieri foarte mari. Am luat decizia de a merge pe soluția cererilor de rambursare și să plătim imediat factorile către firmele de construcții, tocmai pentru a le asigura cash flow-ul necesar să-și ducă proiectele și fără întrerupere. Așa se face că anul acesta vom avea în sfârșit școala de la Speranța, grădinița de la Speranța gata. Sunt lucrări începute acum 10 ani. Vom avea grădinile publice gata anul acesta, din Văleni, Pietricica, Speranța, grădini publice care sunt contestate de unii, dar totuși trebuie să ne gândim că și cetățenii aceiași sunt pietreni, sunt cetățenii ai orașului și au dreptul la soluții care să civilizeze zona respectivă. Haideți să facem o paranteză. Nimeni nu contestă că e bine să faci o grădină publică într-o anumită zonă. Nimeni nu contestă lucrul ăsta. Cei care contestă spun așa, 500.000 de euro pentru o grădină publică într-o zonă în care știm cu toții că în 3 luni de zile vom încerca să ne gândim unde s-au dus cei 500.000 de euro. Pun poliția locală să stea acolo dacă simt, în primul rând, vor fi conectate. Atunci eu vă propun așa, puneți poliția locală și faceți un contract cu jandarmeria să-i păzească. Dacă vreți să aveți eficiență. Sau, mă rog, o firmă privată.
Domnul primar. Facem contract și domnul primar privat. Dați-mi voie. Dumneavoastră spuneți tot timpul să ne uităm în urmă. Eu vă dau un exemplu. A fost primarul Rotaru care a spus facem un cartier la acolo fostele Avicola, da? Da. Facem un cartier și ducem acolo și facem locuințe sociale. S-au făcut locuințe sociale care, după ce s-a investit în ele, și s-a investit ceva, au fost distruse. A venit primarul Ștefan și a zis, domne, nu, hai să facem ceva, să asigurăm oamenilor ăștia niște locuințe. Și au asigurat locuințe pe muncii. Există poze, filmări de atunci, după ce s-au băgat bani acolo, au fost distruse până la fierbeton. Și atunci s-a zis, domne, hai să facem un cartier la Văleni. Și am făcut un cartier la Văleni. Eu nu vă invit să mergeți pe acolo, că știu că ați fost. Am fost de foarte multe ori. Știu că ați fost. Am fost director acolo și în 20 de ani, nu știu dacă am mai călcat vreun primar. Problema este, domne, dai, faci. Dar dacă vezi că nu se întâmplă nimic acolo și nu există nici cea mai mică dorință de gospodărire și există numai dorință de distrugere, de pus ceaune în fața casei și gătit în aer liber cu lemn furat, parcă mi se pare așa superflu să investesc într-un parc public în zona aceea. N-ați făcut dumneavoastră proiectul. Trebuie să-l duceți mai departe, exact. Dar nu mă poate nimeni convinge pe mine și pe un alt cetățean din Piatra Neamț că aia este o investiție oportună în acest moment al dezvoltării orașului. Totuși, acolo locuiesc și cetățeni de bună credință și, și unul, problemă. Dacă locuiește, merită condiții. Corect, numai că la unul nu va sta în parcul public, vă garantez eu, în condițiile civilizate, că nu va avea poate curajul. Poate că aveți dreptate. Că eu nu am însă încredere că orice microcomunitate, oricât de dezavantajată social este astăzi și marginalizată, poate și pe bune, că poate există argumente și există voci care spun că unii își merită soarta. Eu însă cred că până și acești oameni merită o șansă mai bună și eu le-am întins o mână. Domnul primar, au primit 5 șanse până acum pe bani publici. Așa este. Le-au distrus locuințele și nimeni nu are curajul, ei că suntem distrus. Corect din punct de vedere politic, o corectitudine tâmpită în momentul acesta, la banii pe care s-au cheltuit și care îi datorăm de către oraș, să nu întrebăm simplu, băi omule, câte locuințe ai avut până acum? 3. Ia să vedem, la prima locuință cât ai rămas dator? Cum? Ai 200 de milioane datorii la prima locuință și ai primit alta unde mi-ai lăsat încă 300 de milioane? Și acum unde ești, nu-ți plătești nici acum. Iar eu îți întind încă o dată mâna. Deci eu n-am fost ca să le întind mâna, că poate nu, am fost înțeles. Să nu le întindeți mâna, în sensul de să le asigurăm condiții. Dacă vor să le asigur condiții, mai întâi să-și asigure ei. Atât timp cât este mizeria aia, lunca Bistriței. Nu m-am dus eu să... Că să vină Salubritasul să facă curățenie. Dar de ce arunci acolo, măi? Salubritasul e plătit de toată comunitatea din Piatra Neamț. Aici e problema. Eu nu pot să trimit Salubritasul să-ți facă curățenie ție. Înseamnă că avem aceeași părere. Curățenie tu și după aia vin și îți ofer o mână pentru a vedea că merge. Știți cum se vede din partea mea o investiție de 500 de milioane, 500.000 de euro pentru parc public? Domnul Chitic avea nevoie de voturile din Văleni și a făcut această investiție. Să-l întrebați pe domnul Chitic. Dar eu nu îl întreb pentru că știu sigur că este așa. Deci este sigur așa. Deci revin, nu sunt împotriva unui parc public, dar mi se pare superflu să susțin că este oportun și necesar în acest moment acolo, în condițiile în care noi... Deci, eu m-am dus noi... la Văleni, ca să vă zic exact cum a fost discuția acolo și culmea este că m-am dus și fără poliția locală. Unii mi-au zis că sunt nebun că merg acolo, ca să zic în felul ăsta. M-am dus și le-am zis... Faceți curat aici în lunca Bistriței, pentru că este mizeria voastră. Și dacă faceți curat, aveți o lună. Dacă faceți curat, vă scot din mizerie, pentru că, să fim serioși, acolo sunt vreo 2 ani de când nu s-au vidanjat fosele de acolo. Și la o lună am trimis vidanja și pentru că erau probleme, nu vi le mai spun, m-am oferit să plătesc din buzunarul propriu acest lucru pentru că le-am promis oamenilor asta. Nu făcuseră curățenia exact așa cum le-am cerut-o,
dar măcar au făcut acest lucru cât de cât responsabil, aproape responsabil, aș putea zice. Și atunci ne-am zis, dacă faceți curat, vă scot din mizerie, dacă nu, vin cu buldozerele și rad aceste locuințe sociale, care numai locuințe nu mai sunt astăzi. N-a fost chiar așa de dur mesajul, dar ideea, pe scurt, cam aici era. Și până la urmă, eu zic că merită să le acordăm un mic credit. Da, nimeni nu spune că nu. Și să încercăm să integrăm. Integrarea se face doar cu educație, nu altfel. Bun. Integrarea se face cu educație, de acord cu dumneavoastră. Au o școală acolo. Poate cineva ar trebui să vadă cât se duc la școală. Dacă se duc la școală, dacă chiar se duc la școală ca să învețe sau doar ca să ia partea de alocație și ajutoare sociale. Nu este nicio problemă, nu este nicio problemă să dai niște bani pentru integrarea unei persoane, c-o fi rom, c-o fi țigan, c-o fi român, c-o fi ungur, că parcă mai avem și unguri pe aici după numărul de voturi la alegeri. Așa. Nu e nicio problemă. Problema este să vrea și el, unu, și doi, și măcar să dea semne. Exact. Că altfel e așa o chestie super flu, cum am mai spus-o. Revenind, domnul primar, numai timpul trece așa de repede în discuțiile astea și recunosc că mai am și eu de învățat din asta, mai ales pe chestiunea corectitudinii politice, care deja eu sunt copleșit de ea. Aștept prima gală în Piatra Neamț, curcubească. Cred că va fi așa ceva. Eu cred că în frunte cu Teatrul Tineretului. Așa, și să participăm acolo, să fim foarte deschiși la orice sugestie de genul ăsta. Domnul primar, haide să ne întoarcem la lucruri așa mai tehnice, ca să zic. Am venit și dimineața asta pe variantă. Eu nu înțeleg când se lucrează pe varianta asta. Aveți un... Că noaptea n-am văzut să lucreze, ziua, probabil nu-i văd eu, să-mi schimb ochelarii, am vorbit cu cineva, să-mi schimb ochelarii, poate nu-i văd eu, poate nu-i văd colegii. Am înțeles că lucrează noaptea, dar nu știu la ce ore. Și nu vedem rezultatul. Merg și eu și nu văd schimbări de la o zi la alta pe acolo. Și chiar atunci propun să schimbăm șoseaua. Ideea este că s-a comandat geotextilul cu care vrem să facem lucrurile de azi înainte, tocmai pentru a fi mai durabile. Nu știu exact care este problema și eu am aceeași dezamăgire că există această defazare între propunerea inițială. Ceea ce m-a asigurat domnul director de la Public Service este că pe 12 septembrie lucrarea va fi gata. E perfect. Deci intrăm în august, când mâine, poimâine, nu mai știu când. Deci va fi o lună plină în care se va circula probabil pe un sfert de bandă, pe așa zisa centura orașului. Nu pe un sfert de bandă, ci pe câte o bandă pe sens. Nu, pe un sens e doar 3 sferturi de bandă. Că cine a frezat a intrat și un sfert de freză. Dar nu contează. Spuneți-mi un pic, cine asigură din punct de vedere tehnic, din primărie, supravegherea acestor lucrări? Știu că ați creat în organigramă o nouă compartimentul direcție. De investiții, da. Deci este vorba despre direcția tehnică. O direcție care astăzi încă este incompletă, tocmai pentru că organigrama, noua organigramă, tocmai acum începe să-și producă efectele după ce a primit avizul la NFP. Și acum, chiar săptămâna aceasta, aveam discuția la un moment dat cu doamna director de resurse umane despre a scoate la concurs postul de director tehnic. Având această experiență nefericită cu concursul organizat de 3 ori fără succes la Direcția de Patrimoniu și văzând că la cele aproximativ 5, 6 sau 7 concursuri pe care le-am organizat pentru a atrage ingineri constructori în primăria Piatra Neamț, soldate, marea lor majoritate cu insuccese, am luat decizia de a promova intern o persoană foarte onestă, foarte capabilă, un inginer constructor care să coordoneze direcția tehnică tot pe aceeași
procedură, promovare deci, internă. Deci concursurile se pare că deocamdată... Aici încă n-ați dat concurs, nu? Aici la direcția tehnică nu am dat concurs. Și am să vă zic și de ce decizia aceasta mai are și alte argumente. Am considerat că avem nevoie de persoană care să înțeleagă foarte bine și că, cum, care este gândirea, strategia și orientarea și modul de lucru pe proiectele cu finanțare nerambursabilă. Mi se pare aberant să mai explicăm un lucru simplu. Adică am un om capabil în primărie sau îl consider eu capabil în momentul ăsta? Da, da. Capabil și de ce? Pentru că a lucrat într-un domeniu care deja are legătură cu ce va face. Da. Și atunci este absolut logic să promovez un om bun dacă l-am. Care va face și corelarea cu proiectele de mobilitate, de exemplu. Adică să gândim investițiile pe care facem de la buget local într-o schemă logică care să fie să aibă același stil de lucru cu cei din proiectele este europene. Vorba de avem un nume sau nu avem? Cristi Zagarin este inginer constructor, lucrează Zaharin. De mulți ani în primărie. Și de când va fi promovat în... Am făcut această propunere către ANFP, durează probabil o săptămână până voi putea semna dispoziția de numire. Este un lucru bun. Ai un om cu care să poți lucra, să fie acolo, să aibă și responsabilități. Este o responsabilitate. Să aibă și responsabilități și să știm și noi pe cine putem suna, să-l întrebăm, doamne, cum e cu lucrarea aia? Ce se întâmplă acolo? Pentru că acum, scuzați-mă, dar este intolerabil. Tot orașul, dacă merge acum, e plin de niște șănțulețe și mi se explică că sunt semnalizate. M-am uitat și eu, sunt semnalizate în dreptul lor. Bun. În am dreptul o mare supărare lor. Pe aceste... În dreptul lor. Adică tu vii, intri într-o curbă și te trezesc cu șanțul în față. Sunt foarte supărat pe felul în care, Este se semnalizează firmă? Aceste lucruri. E firma domnului Barbu de la București? Sunt mai multe firme. Sunt mai multe firme. Ideea este că am să pun poliția locală pe ei, că până acum am stat eu cu această abordare politică corect pe care și dumneavoastră ați văzut-o puțin exagerată la mine. Și eu, mie îmi place vorba bună mai întâi, pentru că, deși nu funcționează aproape niciodată. Vorba bună groapa duce. Bun. Ieri am luat-o la pas prin oraș, ca să văd cum e semnalizată lucrarea în afara orelor de lucru. După program, băieții au lăsat șantierul mizerabil. Eu știu că un om gospodar își lasă curat la locul de muncă atunci când pleacă acasă. Din respect pentru ceea ce face. Dar mai ales când trec oameni pe acolo, trebuie să-i respecti. În centrul orașului, mizerie cât cuprinde în jurul șănțulețelor făcute de cei care lucrează și panourile de semnalizare întinse pe jos. Le-am ridicat eu cu mânuța mea, pe toate. Și dimineața, la ora 7:30, am trecut să văd dacă erau în picioare. Culmea, erau fix așa cum le-am pus. Deci nu le-au dat nimeni jos ca să le distrugă. Nu le-a dat nimeni jos. Ei pur și simplu le-au ridicat așa, le-au sprijinit poate de ceva, au venit un vânt, imediat le-a dat jos. Dar nu au tras piciorușele în așa fel încât să le asigure că stau în picioare. De acum o să pun poliția locală. Am modificat și regulamentul de gospodărire. Un regulament care... pe bună dreptate a fost criticat, sau mai puțină dreptate în unele cazuri, a fost criticat. Nu știu dacă este perfect, dar cu siguranță este mult mai bine. Și pe partea de gospodărire, în ceea ce privește lucrările din oraș, acolo era un regulament parcă făcut doar pentru PubliServ. Pentru că era menționat PubliServ-ul să semnalizeze, să facă, să... Da, pentru că PubliServ are un contract cu primăria prin care se spunea așa, administrează, mai țin minte exact exprimarea, administrează străzile orașului Piatra Neamț. De acord, și dar atunci, nu doar PubliServ-ul lucrează atunci, în oraș. Și atunci cei din primărie, când au făcut regulament, au zis că e mult mai simplu să pensioneze PubliServ-ul, excluzând automat toate celelalte firme, exact, care nu se încadrau în acest regulament. Și acum regulamentul este făcut și se aplică tuturor firmelor care au lucrări pe domeniul public. Și trebuie să semnalizeze într-un anumit fel și amenzile sunt de la 2.000 la 20.000 de lei. Câte s-au dat, domn primar? Regulamentul acesta trebuie aprobat. Este un regulament pe care îl modificăm acum. Dar pe vechea legislație s-a dat vreun... S-au dat.
s-au dat și la primar ajung toate aceste sancțiuni să fie semnate. S-au dat și am încercat să nu abuzăm de ele. Vă spun sincer, pentru că atunci când ni se semnala o problemă de către un cetățean, prin sesizările făcute prin aplicația Piatra Neamț ITE sau prin e-mail sau pe alte metode de petiționare, luam legătura sau rugam colegii să ia legătura cu constructorul direct și să-i zică și să meargă la fața locului că nu așa se face. Inclusiv după articolele dumneavoastră, care au fost destul de numeroase. Și vor mai fi, vă garantez. Astăzi vă dăm cum se pun niște capace prin oraș. Ele se cheamă, au și o denumire, capace cu gaură. Vă rog să-mi spuneți unde. După emisiune vi le arătăm pozele. Bun. Asta nu înseamnă că articolul... Oricum îl publicăm la ora 13. Dar pare până atunci îl repară. Că așa se întâmplă. Când ne ducem să spunem ceva, uite, domne, că acolo avem surpriza când ne întoarcem să găsim muncitorii la treabă. Numai dacă se sună. Altfel nu. Că nu-i posibilitate. Da, pentru că, din păcate, încă nu funcționează vorba bună la noi în comunitate. Dar eu aștept momentul ăla și o să vin și cu apa cu gheață, așa cum vorbeam mai devreme. Domnul primar, am o întrebare, că tot mi-am adus aminte acum, dar mă țineam de două zile să vă sun. Am citit zilele trecute un comunicat al poliției locale după o acțiune, să-i spunem așa, de depistare a celor care locuiesc ilegal în niște zone, în niște clădiri, a proprietatea municipiului Piatra Neamț. Și am observat că au fost găsite 7 persoane care ocupau abuziv niște spații, da? Și li s-a pus în vedere să intre în legalitate. Eu mă gândeam așa, că tot ciudată, n-am unde să locuiesc în perioada verii și mă gândeam să zic așa... Mergeți la locuința socială? Nu. Vin și mă instalez în biroul dumneavoastră de primar. Sau în biroul de șefului poliției locale. Și spun, băiatul, ia ieși tu, mătăluț, afară, că eu stau aici până la intrarea în legalitate. Da. Acum chiar caut mail-ul în care mi s-a adus la cunoștință după telefonul colegii dumneavoastră, unde vă mărturisesc că am fost... Eu aș fi fost șocat. Am și spus. Adică... Deci, chiar m-a șocat abordarea. Cum adică să intre în legalitate cineva care ocupă abuziv un spațiu? Ce șanse ar avea să intre în legalitate și oare cum e, cât e procedura? Ca să obții o locuință socială, îți trebuie o anchetă socială? Și îți mai trebuie o curea de transmisie în primărie. O curea de transmisie pe locuințe în primărie. O curea care să fie bine unsă. Dacă este bine unsă cureaua de transmisie, poți obține o locuință. Asta spune folclorul local. Da, deci... Da. Eu nu am înțeles această abordare și probabil că există o acoperire legală la așa ceva. Nu e. Adevărul este că cred că a fost greșit comunicatul. Dați o secundă, caut acum. Probabil că li s-a dat un termen să părăsească locuințele, așa sună exact. Mai bine. Așa sună mai bine. Dar ca să nu genereze o problemă socială sau așa, au îndulcit comunicatul în așa fel încât, domnule, îi am ajutăm înțeles. Să intre... Deci am înțeles, fost... dar pentru populația care nu ocupă un spațiu abuziv sau pentru cei care își doresc o locuință socială, comunicatul a sunat exact ca o flegmă între ochi. Mă scuzați că folosesc această expresie incorrectă din punct de vedere politic, dar dacă tot vorbim despre chestii din astea și în Parlament. Deci, de ce să nu folosim cuvântul flegmă? Am aici flegmă? Pentru fiecare situație. I s-a pus în vedere să elibereze locuința. Să fie... să elibereze locuința în termen de 5 zile. La o altă vilă n-a fost găsită nicio persoană. Nu o să rog și eu colegii aici. Că au trecut 5 zile de atunci, sau mă rog. Da. Să verifice dacă aceste locuințe s-au eliberat sau nu. Așa, și la o persoană s-a pus în vedere Direcției de Asistență Socială să îi se ofere o locuință în regim de urgență. Deci nimeni nu a
primit că se intre în legalitate. A fost un limbaj, o exprimare pentru a nu genera o atitudine ostilă împotriva poliției locale. Acțiunea a fost corectă, sancțiunile au fost corecte, persoanelor li s-a pus în vedere să evacueze locuințele. Acum am înțeles. Domnul primar, e și 15 minute. Eu sunt obligat să vă spun că trebuie să încheie emisiunea dumneavoastră. Dacă vreți să mai comunicați ceva pe timpul dumneavoastră, o faceți acum. Am o zi plină, un traseu de parcurs pe la școlile și liceele din Piatra Neamț și n-aș vrea să întârzi să onorez acest angajament. Atunci, într-un minut, vă spun doar așa. În Lenin ne rugăm de o grămadă de timp să facă un loc de joacă pentru copii. Se joacă în stradă pentru că nu au unde. Poate îl întrebați pe distinsul invitat când are disponibilitatea să asfalteze marele drum de la Macrina spre curțea școlii 5. Aceeași în întrebare Lenin, de săptămâna trecută. Lenin până la locul de joacă de la Aurora, care este unul foarte bine făcut. Eu vi le citesc doar, că nu mai aveți timp, dar să le luați. Pe putem să cerem locul de joacă în fața scării, dacă se poate, la fiecare bloc, dar nu este realizabil. Adică pe Dăscărescu, când se schimbă iluminatul public, se urmânta lămpi albe de puterea spratecilor de pietoni. Știu și cine a scris mesajul. E un domn care vrea datorie să se facă tot ce se face bine în oraș și în fața porții lui, dacă se poate. Nu reușim asta. Adică trebuie să facem lucrurile gradual. Și o chestie care trebuie să o citesc, boxerii pietreni ridică numele orașului pe podium la fiecare competiție, dar municipiul și consilierii locali consideră că nu merităm susținere financiară. Da. De ce nu vă îndurați de noi? Orice astea competiție sunt... uneori nu poate fi câștigată de toată lumea. Iar cei care pierd, mai ales atunci când este vorba despre o competiție de data asta pentru obținerea unor finanțări nerambursabile, de data asta a fost singura mea contribuție. Criteriile și regulamentul, modificat în așa fel încât să existe o grilă de punctaj. Apreciez faptul că toți consilierii locali implicați în comisia de evaluare a proiectelor au urmărit respectiva grilă și au evaluat aplicând grila de punctaj. Așteptăm și perioada de conturilor după ce, să vedem dacă aceste de conturi corespund cu ceea ce a fost în proiecte. De conturile se vor face doar respectând regulamentul. Nu va exista nicio abatere dacă cineva vrea să primească banii care se alocă. Deci banii nu se alocă implicit. Trebuie să existe niște de conturi care să prezinte acolo fiecare. Vă spunem bănuț de pe acum justificat că vom face un 544 să vedem și noi aceste de conturi, pentru că suntem pățiți, ca să spun așa, din vremuri trecute. Vă mulțumim pentru participarea la emisiune. Trebuie să anunț acum că vom face de luni încolo o pauză și de emisiune, pentru că toată lumea are dreptul la câteva zile de liniște. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea Cafeaua de dimineață de astăzi cu primarul Carabelea. Să apreciem faptul că în ultima perioadă există o deschidere spre discuții pe subiectele acestea care sunt importante pentru toată lumea. Cele bune! O zi minunată și weekend plăcut tuturor!